preajma satului Mândâc, din raionul Drochia, acum mai bine de un secol, a început construcția unui conac de toată frumusețea. Boierul de origine poloneză Caetan Ohanovici și-a ales acest loc pentru viitoarea sa reședință, impresionat de frumusețea și liniștea de aici. Clădirea cu două niveluri are o arhitectură deosebită de cele ale nobilimii locale și a fost proiectată de celebrul arhitect Alexandru Bernardazzi. Noi ne aflăm pe teritoriul vilei al boierului Ohanovici, acum e vila cu parc Mândâc afiliată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Boierul a construit vila la sfârșitul secolului XIX, începând cu anii 1886. Acoperișul e făcut în stil chinezesc după arhitectul Bernardazzi, așa se spune că a fost făcut. Casa are două niveluri, un subsol și acoperișul. E destul de veche, trainic. Mai sunt împrejur 6 clădiri de pe vremea clădirea Bechilu, turnul de apă, acolo mai este ghețăria, este cazangeria acolo și cavoul familiar unde trebuiau să fie îngropați a lor rudii și apropiați. Avem noroc că acoperișul e bun și s-o păstrat, dar rest clădirilor, dacă acoperișul era rău, avea și ea să demoleze. Dar așa, în orice caz, cât ține acoperișul e bun și se păstrează. Edificiul, ca și tot complexul de aici, are mai multe enigme și legende pe care le poți auzi de la localnici. Se crede că boierul, superstițios din fire, nu ieșea niciodată pe unde a intrat, ba că ar fi avut unele ieșiri subterane spre parc. Ce se știe sigur este că în lacurile vilei s-a adus pentru prima oară în Basarabia crapul oglindă. Casa are 5 intrări și așa se presupune că el intra pe o... De pildă, intra pe aici și prin partea aceea, niciodată nu intra și nu ieșe. Pe aceea și intrare. Mai spune că el avea o amantă foarte frumoasă care a fost parc sădit pentru ca să o frapeze într-un orice caz. Se presupune că a fost un labirint care lega conacul cu cavoul familiar, dar nu a fost găsit niciodată niciun fel de rămășițe. Chiar și este răuleț și ala care în vale de o sacadă, el e foarte adânc și nimeni nu ar venea crede să sapa cineva un tunel să ducă acolo. Nu știu, dar poate să exista ceva, dar acum nu au fost găsite urme. Cu părere de rău, la noi foarte puțini, toate ce vă povestesc, toate ce știi despre vilă, asta e din spusele oamenilor. Practic nu s-a păstrat niciun fel de documente de când e făcut și cum. Nu știu din ce cauză, oare că au fost, prima dată a fost devastată în 1905, când a fost prima răscoală atunci cu ruși, șapă a fost ocupată de ruși de vreo câteva ori, soldați aici au fost multă vreme și s-au distrus multe documente. În orice caz, aproape tot ce se știe, asta e din spusele oamenilor și așelea și de atât sunt foarte multe legende. Și astăzi poate fi admirată alea cu fagi, dar odată ce te adâncești tot mai mult în parc, zărește ascuns într-un colț al său și cavoul familial. Construcția inedită din piatră de gresie se aseamănă cu un templu antic greco-roman în miniatură. Cu 4 coloane dorice la intrare, acesta a demenit 10 de căutători de comori și vandali, care desigur că nu aveau ce găsi aici. Asta e cavoul familiar. Cât e încăperea asta la suprafață, tot așa e o încăpere sub pământ. Aici a fost intrarea, tot așa din antă, erau înspre partea de sud, două de astea încăperi fix pentru mormânte, cum ar fi cuptoarele de copâni acasă. Ea că erau două acolo, două în peretele ăsta și două. Asta toată încăperea era liberă, dar secrii le băgau acolo înăuntru. Din ultima dată, în 2001, ele erau oasele amestecate, stricate. A fost adus un om din sat care el le-a ales unul de altul, care erau fetiți și doi maturi.
Să trei le-a fost pus, adică aleas și pus și clădit iar acolo, aici am turnat. Cu vreo 5 ani în urmă asta s-a prăbușit și iar am mai betonat odată, că să nu întrebi că oamenii am zis de o drumă, iar mai răscoleau, mai căutau aur diferit. Dar nu a fost nici o rudă din familia Boierlu, au fost îngropați doi lucrători care au lucrat pe vreme și aici și o fetiță spune, o legendă spune că era Stela Uhanović, dar nu era el, cel mai probabil a fost, aici au fost după vremea războiului gospodării Pșicula și directorul gospodării Pșicula avea o fetiță care a murit și el a îngropat-o aici. De la Cavou, legende spune că prima dată când a fost devastat, era acolo 6 morminte într-un fel. Și când a fost un mormânt descoperit, spune că era o floare vie și în vreo 10 minute după ce a fost descoperit, floarea aceea s-a ofilit, dar iarăși e o legendă. Legenda spune că boierul și conacul său au fost blestemate de mama unei fete din Mândâc, cu care acesta avusese o relație și apoi a abandonat-o însărcinată. Mai sunt și alte istorii pe care le puteți afla de la localnici. Prima dată am fost la conacul Vilei Mândâc cu fratele meu. El m-a adus aici cu prietenii lui, adică cu compania am fost, toți într-o excursie mine și mi-a plăcut foarte mult, m-a impresionat chiar și acest cavou. Foarte mult mi-au plăcut aleile sădite, prietenii mi-au povestit despre acest loc. Cred că ar trebui acest punct să fie mai dezvoltat. Din împrejurimea lui, satele noastre, Cacotova, Mândâc, este cunoscut. Dar de alții nu prea și chiar cred că ar fi mai bine că n-ar veni aici niște turiști să vadă, să cunoască istoria. Plimbându-te astăzi prin parc, abia mai întrezărești una dintre cele mai frumoase vile din Basarabia de altă dată. Complexul, Vila cu Parc Mândâc, este filiala a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău și rămâne în așteptarea vremurilor mai bune, dar nu se știe cât timp va mai rezista.